Și-au pornit. S-au frânt lăncile. Sunt bine. Și... Medieșenii care au fost prezenți în zona Grebeln în a doua seară a festivalului medieval au avut șansa să vadă un turnir cavaleresc. Acesta a fost organizat pentru prima dată la Mediaș de către teutonii Transilvaniei. Cavalerii cu lănci de 3 metri au șarjat unul împotriva celuilalt și au pus în scenă o întrecere nobiliară din secolele 14-15. Totodată a fost organizat un turnir al coroneturilor cu arme din lemn. Trebuie să ajungă undeva în spatele adversarului pentru a dărâma acel coronet. Se reîntoarce cavalerul Barta, fiind să vedem dacă va lua din spate unul din coronet. Fiind la ediția 18 acest eveniment și având și o locație nouă, o locație care este mai mult decât potrivită. Am avut aseară o ședință cu toate grupurile care au participat și au declarat foarte deschis că este cea mai frumoasă locație dintre toate evenimentele care au loc în țară, pentru că toate taberele medievale sunt concentrate aici. Noi, ca și grup, am venit anul acesta cu ceva nou. În fața publicului vrem să le prezentăm în această seară la ora 20 familiile nobiliare din care au pornit acest grup, acest ordin creștin de teutoni. Deci fiecare își va reprezenta familia și blazonul orașului de unde provine. Și atunci vom putea pune în scenă pentru prima dată un turnir cavaleresc. Deci vom avea întrecerile nobiliare din secolul 14-15, în care doi cavaleri șarjau cu o lance de 3 metri unul împotriva celuilalt. E o poveste, practic, care va fi transpusă pentru public în seara. Exact. După acest turnir vom avea Nachturnirul. Este un turnir al coroneturilor, în care fiecare coif are un blazon sau un simbol al său și cu arme de lemn de această dată, pentru că este Nachturnir, era turnirul lor de destindere, de relaxare de după bătălie. Vom încerca să ne doborâm aceste ornamente, câștigând premiul cel mare. A căzut primul coronet, într-adevăr, cel al nobilului Roland. În finală, cei doi. Și a căzut și coronetul nobilului Michael.